Părintele concursului regional Dor de Poezie, profesorul Alexandru Cramer, a avut marea surpriză ca la cea de-a 16-a ediție să fie sărbătorit de colegii și elevii poeți prezenți la festivitatea de premiere. Asta pentru contribuția sa substanțială la creșterea unui fenomen poetic ce se cheamă Dor de Poezie, dar și pentru faptul că anul acesta profesorul predă ștafeta mai tinerilor săi colegi, pentru că din toamnă va ieși la pensie. Este un moment special și o să vă spun de ce. Este o surpriză pentru domnul profesor Cramer Alexandru. Timp de 16 ani s-a dedicat trup și suflet acestui concurs, din postura de profesor angajat al Colegiului Tehnic pentru Poni. Să-l aplaudăm! Dar, din păcate, timpul curge irreversibil. Și a venit un moment în care ne despărțim de titulatura de profesor la Colegiul Tehnic Petru Poni, pentru că domnul profesor, în acest an, iese la pensie. Dar asta nu înseamnă că nu va fi tot timpul alături de noi, încă o perioadă atât cât ne permite legislația. În numele colectivului de cadre didactice și elevi ai Colegiului Petru Poni, directorul unității l-a asigurat de toată considerația și de dorința de a rămâne alături de liceul în care a muncit o viață de om pentru luminarea minții a câteva zeci de generații de elevi. Dar va rămâne în amintirea noastră a tuturor prin placheta de versuri Dor de Poezie și vă rugăm, domnule profesor, ca mulți ani de acum înainte, să ne păstoriți acest concurs, așa cum ați făcut-o și din etapa de până acum. Cu toată considerația, pentru tot ceea ce ați realizat, cu sensibilitate, cu drag, în amintire pentru dumneavoastră. Surprins de gestul colegilor săi, profesorul Alexandru Cramer a mulțumit pentru prețuirea ce îi se arată și a promis că va rămâne alături de școală și pe viitor. Ați lăsat fără cuvinte și e cam greu să fiu lăsat fără cuvinte. O să-mi permit mulțumirile mele călduroase din suflet, încărcate de emoție, să ne completez cu cele spuse legate concursul Dor de Poezie în istoricul său și până în ziua de astăzi. Pup pe toți colegii, pe toate colegele mele, pupându-i colegele, așa-i firesc, pe toți cei apropiați mie, le sărut mâna doamnelor, îmbrățișez pe domnii și tinerilor frumoși de astăzi, le doresc succes în viață și un drum presărat numai de flori, bucurie, sănătate și tot ce își doresc. Alexandru Cramer a terminat Facultatea de Limba și Literatura Română în 1972 și are o vechime efectivă de 30 de ani numai la Colegiul Petru Poni. Este unul dintre cei mai apreciați profesori și, așa cum se știe, cel care în anul 2000 a pus bazele concursului de poezie pentru liceeni, intitulat Dor de Poezie. Și noi îi urăm pensie lungă și să rămână același intelectual neliniștit, participant activ la actul cultural din Urbea Mușatină.